Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre Exatlon România. Vom începe cu echipa faimoșilor. Prima eliminată din această echipă a fost Ada Adam. Ea a avut o prietenie foarte bună cu Diana Belbiță. Diana Belbiță este luptătoare de MMA, iar Ada Adam o cântăreață. Exatlon este difuzat de sâmbătă până Miercuri de la ora 19 și 45 de minute. Ei se luptă pentru casă, mâncare și imunitate ca să fie protejați și să nu piardă un membru al echipei. A doua eliminată consecutiv după Ada Ada este Claudia Pavel. După pe care a ei s-au creat foarte multe certuri în echipa faimoșilor la plecare nu am îmbrățișat-o pe Anca Sordu și Diana Bulimar. A mai fost și Flo eliminat, doar că din păcate nu am găsit poze cu el. Ion Încescu a decis să părăsească competiția Exatlon din cauza, din cauza unor probleme de sănătate, așa cred. Echipa moșilor arată cam așa. Nu este toată, dar oricum o aveți pe toată în descriere și a faimoșilor și a războinicilor. Faimoșii sunt roșii, iar războinicii sunt albaștri. Vom discuta imediat și despre războinici. Exatron România a avut meciuri internaționale cu, de trei ori cu Exatron în Mexic, în care a câștigat numai Mexic. De două ori cu Turcia, o dată a câștigat România, iar o dată a câștigat Turcia. Aici o să vedeți um, câteva poze cu câțiva concurenți din echipa războinicilor. Există și în Exatlon Brazilia, în Exatlon Turcia și Hexatlon Mexic. Ionus, de când câștigă, își pupă prățara deoarece a primit-o de la soția lui. Anca a fost cea mai recent eliminată din concursul Exatron. Ea la arena a dezvăluit foarte multe lucruri despre Alina, iar toată echipa a fost de acord cu ea. Prima eliminată a fost Rafaela, Următoarea a fost Diana. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Aveți în descriere mai multe detalii și numele tuturor concurenților.